salutare și bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi suntem în 15 iunie și vreau să culeg mazărea pentru o mâncărică. Sunt curioasă să văd cum este la gust și cât este de mare. Da, este suficient de mare. Mare și dulce. Foarte bună. O să culeg astăzi câteva. Să-mi fac o mâncărică delicioasă de mazăre. 100% naturală, fără stropeli, fără nimic. Observ că nu prea mai sunt flori. Aici, colo, nu știu dacă va mai înflori de acum încolo, dar este plină de păstăi. Sunt foarte mulțumită de soiul acesta. Și cu siguranță îl voi cultiva și în următorii ani. Dulce, bună. O să și congelez, o să păstrez și așa uscată. Bine, acum depinde și de câtă recoltă o să strâng în total. Adică nu cred că o prinde iarna. La cât e de gustoasă, nu cred. Foarte, foarte bună. Mergem și mai... Da, este foarte bună. Suficient de mare. Mazărea este pur și simplu delicioasă. Și ce e bine, că putem să o păstrăm mult timp, fără să se strice. Dacă nu avem spațiu în congelator, o păstrăm așa, uscată și... avem în tot timpul anului. Cu siguranță va ieși o mâncărică delicioasă. O să vedem cum este aceasta. Este mare. Totuși, nu e momentul acum să o adun, dar sunt curioasă să văd. Chiar vreau, mi-e poftă, vreau să fac o mâncărică de mazăre și sunt prea... Mi-am strâns vreo 4 mâini de mazăre și mă duc să-mi pregătesc o mâncărică delicioasă. Recomandarea mea, după cum am mai spus, este să nu ne lipsească mazărea din grădină. Dacă avem loc unde să o punem, e și păcat să nu o facem. Da, mamă, vin imediat! Vă mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. La revedere! Da, mamă! Poți? Nu mă filma, te rog!